această oră. O carte care este deja o carte clasică în domeniul științelor politice și nu numai. Este vorba de Stalinism pentru eternitate, o istorie politică a comunismului românesc, scrisă de Vladimir Pispaleanu, în traducerea lui Dragoș și Cristina Petrescu și cu o prefață de Cristian Vasile și o postfață de Mircea Mitreșa, dacă vreți să fiu corect. Este inutil să vă spun de ce această carte a devenit o carte canonică, pentru că ea îmbină două calități care fac dintr-un text un text canonic. Este o carte limpede, moral și impecabilă științific. Așa că îmbinarea acestor calități face din cartea lui Vladimir una dintre cărțile fără de care nu ne putem constitui viitorul decât prin ignorarea unui trecut care continuă să ne pântuie. Rolul meu de gazdă, cu permisiunea editurii Humanitas, îmi permite să dau cuvântul în ordinea pe care am stabilit-o înainte lui Horia Roman Fatahievici, care ne va pătăși câteva cuvinte legate de această carte.